S-a lăsat cu hormălaie în comisii în ultima zi de dezbatere a proiectului de buget. Parlamentarii puterii au respins toate amendamentele depuse de opoziție. Deficitul nu poate depăși 7,1%, după cum a anunțat premierul Florin Câțu. Iar votarea modului în care vor fi cheltuiți banii în 2021 a ținut cont de acest aspect. Dom'le, atâta puteți fi de nerușinat să nu, după ce ați bătut câmpioră, să nu dați voi și altor colegi să pună întrebări? Domnule ministru, haita sare pentru că ați avut curaj să vă băgați în pensii speciale și doare. Deputat, am rugămintea să nu mă bag cu bătată și ce înseamnă asta? Doamna nu e haita aici. Pentru că am curaj. Sunt niște reprezentanți ai poporului român. Nu e haita aici. Totul a pornit de la reproșurile pe care PSD le aduce ministrului Muncii. Nemulțumiți că propunerile lor de a mări pensiile și alocațiile pentru copii nu sunt aprobate de coaliția de guvernare, socialdemocrații au sărit la ceartă. Ați luat bănuți de la copii. De ce ați furat de la copiii României? Să fie primită încă o jignire în plus, parcă ce mai contează. Așa că îmi cer o scuze în numele tuturor bărbaților mai devreme care au vorbit cum au vorbit. Aveți ghinion, dragi colegi de la PSD. Și de ce? Există internet. Astea nu sunt întrebări, astea sunt răsteli, sunt răgneli. Amendamentele depuse de PSD au fost respinse rapid în cazul Ministerului Muncii. Scandalul dintre parlamentari s-a mutat la finanțe. Nu schimbați regulile, domnule președinte, nu folosiți faptul că sunteți președinte de ședință pentru a schimba regulile. După 3 zile de dezbateri în comisii, discuțiile sunt departe de a se fi terminat. Pentru prima dată, parlamentarii puterii au respins absolut toate amendamentele depuse la buget, astfel încât să nu fie depășit deficitul bugetar. Ca atare, socialdemocrații vor să-și reia toate propunerile cu același aplomb și în plenul reunit. Săptămâna viitoare, proiectul de buget ar trebui să ajungă și în fața tuturor parlamentarilor, iar marți va fi dat votul final. Sorina Ionașc, ProTV. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.